Construcție inedită în Bumbești Pițic. Un localnic, proprietar de pensiune, a construit o casă cu susul în jos. Imobilul cântărește aproximativ 5 tone și a fost ridicat în perioada de pandemie. În primul rând, ea este construită din fier, toată este structură de fier, apoi am mers pe structură ușoară de lemn și interiorul va veni tot din lemn, făcut că dorim o structură foarte ușoară. Majoritatea, deci cei care au lucrat la casă, chiar se prima dată nici nu-și dădeau seama cum vine. Având în vedere că noi am croit-o de jos în sus, deci am mers direct răsturnat, am lucrat la ea fiind răsturnată, s-a uitat, nu le venea să creadă, nu înțelegeau cum vine, pentru că e mult mai diferit. Una e când construiești și deja ai aceleași idei, invers, sunt alte cote, alte, pot să zic, e mult mai greu. Dar ușor, ușor, a prins contur. Căsuța răsturnată nu a fost gândită pentru cazare, ci mai mult pentru a-i atrage pe curioși să facă fotografii. Proprietarul și-a dorit să vadă zâmbetul pe chipul celor care îi admiră creația. Am vrut să fie ceva gen ca în America, aceeași idee, aceeași temă. După aceea, culoarea galbenă, am zis că dă foarte bine cu roșu. Bine, fiind o căsuță răsturnată, doar pentru poze, nu pentru cazare, dă foarte bine în poze. E o culoare vie, galbenă, și am zis, haide să mergem pe... să o facem galbenă, că dacă ar fi fost, ce să zic, albă, nu ar fi ieșit, nu ar fi fost atât de... E o culoare colorată, cum să zic, veselă. Primii vizitatorii nu au întârziat să vină să se pozeze lângă casa cu acoperișul în locul fundației. Păi am avut și cupluri, pot să zic, de vârsta a treia, care au venit și s-au pozat și au plecat de la Craiova, a fost cineva de la Vâlcea, au plecat foarte mulțumiți și au zis că o să se trimeată și copiilor cu tot cu nepoții pe la noi. Tânărul vrea să amenajeze și un parc de aventură cu tiroliene pentru copii în imediata apropiere a casei răsturnate.